Peste 8 milioane de tone de plastic sunt aruncate în mare în fiecare an. Cum ar fi dacă acest plastic s-ar transforma în componente netoxice? Compania italiană Bio-On s-ar putea să fi găsit răspunsul. În 2007, un grup de antreprenori au înființat compania Bio-On, un startup dedicat producției de materiale 100% ecologice și durabile. Baza succesului lor este construită pe personalul calificat, în principal biologi și chimiști. Inovația afacerii, folosirea de resurse regenerabile sau deșeuri agricole pentru a produce polihidroxialcanoați, pe scurt PHA. Plastic cu adevărat ecologic. În colaborare cu partenerii internaționali din mediul academic și economic, produsul lor a fost testat din punct de vedere al sustenabilității și al posibilităților de aplicare în practică. Bio-On PHA este un polister liniar produs în natură de bacterii nepatogene și nemodificate genetic. Bacteriile se hrănesc cu zaharuri, producând astfel o rezervă de energie. PHA este extras fără utilizarea solvenților organici chimici printr-un proces complet durabil. Pudra PHA uscată poate fi colorată și extrudată în peleți, la fel ca materialele plastice obișnuite. Peleții și pulberea PHA pot fi folosite pentru a crea materialele cu proprietăți și scopuri extrem de diferite, precum cosmetice, produse farmaceutice, ambalaje, textile și aplicații inteligente. Însă, mai există și alte vești bune. Odată folosit și aruncat, plasticul ecologic se va dizolva în mod natural în doar câteva zile, transformându-se în molecule și metaboliți netoxici, indiferent dacă ajung în sol, în ape curgătoare sau în mare. Compania licențiază tehnologia dezvoltată clienților din întreaga lume și între timp continuă cercetările pentru a mări biomasa utilizată pentru definirea standardelor de producție și identificarea unor noi domenii de aplicare. După cum s-a demonstrat prin povestea Bio-On, ideile inovatoare pot face diferența. Așadar, rupeți rândurile, ieșiți de pe căile deja bătute! Thank you.